Copiii cu vârste peste 14 ani pot primi bani pentru activități în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, iar guvernul a adoptat hotărârea prin care minorii pot participa sau organiza activități plătite în aceste domenii în baza unor convenții între organizatori și părinți sau direct cu copilul dacă acesta are peste 14 ani. Potrivit hotărârii adoptate, activitățile prestate de copil se vor desfășura cu respectarea mai multor condiții să nu fie munci periculoase pentru copii să se desfășoare între anumite intervale orare ale zilei în funcție de vârsta copilului. Pe durata prestării activităților, copilul trebuie să fie însoțit de un adult care poate fi unul dintre părinți, ori o persoană desemnată de aceștia sau o persoană desemnată de organizator și agreată de comun acord cu părinții. Conform actului normativ, sumele obținute de copil ca urmare a activității prestate vor fi administrate conform dispozițiilor codului civil. Dacă există suspiciuni cu privire la utilizarea de către părinți a sumelor obținute de copil în alt scop decât cel al interesului superior al acestuia, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se pot autosesiza și solicită părinților sau reprezentantului legal al minorului să prezinte un raport cu privire la modul în care au administrat veniturile copilului obținute din activitățile prestate. Actul normativ prevede și sancțiuni contravenționale cuprinse între 1000 și 8000 de lei, în cazul în care părinții sau organizatorii nu respectă condițiile impuse prin lege.